1 plus 1 este egal cu 3. Un podcast în care vorbim cu sinceritate despre familie și despre rolul de părinte. Bună, prieteni! Ediția de astăzi va fi una... Plină de energie, pentru cineva ar putea fi mistică, dar pentru mine este excepțional de interesantă, și abia aștept să începem. Alături de mine e Iulia Sorocean, specialistă în citirea matricelor energetice. În Rusia s-ar numi matricele destinului, dar pentru că Iulia crede că noi totuși făurim destinul propriu, da? Da. că nu este totul chiar predestinat, că noi putem schimba lucrurile, ea alege să le numească matrice energetice. Bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Sigur că se cere o clarificare aici, să înțelegem ce înseamnă matrice. Eu m-am uitat pe desene, pe grafice și seamănă foarte mult cu ceea ce am văzut atunci când mi s-a făcut harta Human Design, atunci când mi s-a făcut harta astrală, atunci când mi s-a făcut o analiză a ceacrelor, Păi, întrebarea mea e prin ce se deosebește matrice energetică de celelalte trei, mai ales că noi îi oferim consultantului, de exemplu ție, îți oferim aceleași informații pe care le-am oferit și astrologului și celorlalți specialiști. Data, adică ziua de naștere, luna, anul nașterii, așa, atât, nu unde m-am născut, ora, tu ce? ai. Nu cer nici ora și nu cer nici locul nașterii. O, adică Poate ti am dat de... din inerție și ora. Da, tu mi-ai dat și ora. și ora. <laughs> da. Ai, că te știi despre mine. Dar de fapt tu ai nevoie doar de ziua, <laughs> luna, lună, anul, anul nașterii. nașterii. Da, asta este suficient pentru ca să facem o descifrare a matricei personale. Da, păi stai un pic. În aceeași zi, atunci când m-am născut eu, s-au mai născut și alți copii, la alte ore, tot pe... să vă zic deja 4 iunie 1987. Corect. Și apoi, cum poate să fie, să zic așa, matricea mea diferită de matricea altcuiva. Și aici intervin aspectele deosebite da, ale matricei. Diagrama voastră este identică. Energiile voastre care se regăsesc în diagramă, ele sunt identice. Diferența este doar în faptul că fiecare energie are manifestare de plus și de minus respectiv în funcție de alegerile care noi le facem noi trăim aceste energii în plus și în minus. Bun, o să apară întrebarea ce înseamnă în plus și în minus, da? Da. da adică sunt anumite uh, recomandări sau manifestări ale energiei. Ce să faci ca energia ta să fie în plus și ce să faci ca energia ta, uh, sau din ce cauze energia ta se duce în minus. Respectiv, de alegerile tale depinde cum tu îți trăiești energiile. Da, dar și... tu pe mine nu mă cunoaști. Tu cu mine n-ai vorbit uh, niciodată. Spre exemplu, vine da. la tine un client, nou-nouți, pe care prima dată îl vezi în ochi. Și el ți-a dat doar datele astea. Și tu iată-i faci diagrama. De unde tu ai să știi ce alegere a făcut omul celălalt ca să-i spui și cu viața lui, care ca e misiunea lui, talentele lui și cât mai fornizezi. Tocmai de asta eu prefer să am consultațiile uh, tete a -tet. Pentru că sunt consultați care fac înregistrări audio? Da? Despre manifestările energiilor. Mie îmi place să discut cu omul, adică eu îi prezint informația, pentru că, cum ai spus și tu, dacă voi sun sunteți gemeni, da? Iată, gemeni, sunteți gemeni, eu voi am să vă dau aceeași informații. Dar tu ai să te regăsești într-o manifestare care eu am să o descriu, iar sora sau fratele tău o să regăsească în altă manifestare a energiei. Deci tu oferi adică, acolo mai multe scenarii, eu da, așa adică energia ea are mai multe caracteristici, mai multe aspecte și ea poate să fie în plus sau în minus. Adică, iată, eu când descriu, unul din gemeni poate să se regăsească că el trăiește această energie în plus. Respectiv, scenariul lui de viață este altul. Iar cealaltă persoană uh, se regăsește în manifestarea de minus. Respectiv, uh, scenariul lui de viață e altul. El are alte probleme. Pentru că, până la urmă, uh, noi venim cu diferiți sarcini. Da? Adică noi venim cu anumite sarcini și acești doi geminii tot vin, chiar dacă sunt gemeni, chiar dacă sunt crescuți de ceiști părinți. Trăiesc în același neam, dar fiecare vine cu sarcina lui, uh, cu... Uh, o experiență care trebuie să o trăiască. Și ea nu este identică. Astea sunt două suflete diferite, chiar dacă ei sunt gemini. Ce informații ne furnizează o matrice? Ce aflăm noi de la tine? Um, hai să spun că este o instrucțiune către noi. Adică noi când cumpărăm uh, o mașină de spălat, da? Da. noi neapărat luăm instrucțiunea și citim ce să facem, cum să facem ca mașina asta de spălat să ne servească nouă cât mai mult timp. Exact asta noi aflăm în uh, matricea energetică. Cine suntem noi? Cu ce am venit? Cu ce talente? Care sunt uh, punctele mele forte? Care sunt uh, punctele mele slabe? Asupra la ce eu trebuie să lucrez? Care sunt sarcinile mele? Uh, de ce eu am venit anume în această familie? Chiar în această familie? Da. Uh, de ce am venit anume în acest neam, să zic uh -huh. Așa, da? Pentru că. Bun, să mă duc și am să desfășor subiectul, mă, mă întorc, ce mai oferă? Care este misiunea mea pe acest, pe acest pământ? Da? Pentru ce am venit? Ce experiență am venit eu să trăiesc? Care sunt sarcinile mele în, în viața asta? Și respectiv tot asta te ajută să te cunoști pe tine mai bine. Și atunci ceva <coughs> ce poate... Credeai că e greșit? Că uite, că tu nu funcționezi așa cum funcționează da. alții, de fapt, se dovedește a fi o caracteristică, adică o trăsătură a ta, ta care este, de fapt și puterea ta, din care tu poți să scoți puterea. Că nu toți trag la fel, nu toți uh, trebuie să facă aceleași lucruri pe care le face toată lumea, tu ești deosebit și atunci afli prin ce ești tu deosebit. Corect, asta a fost uh, aha-ul meu când eu am făcut prima dată cunoștință cu matricea mea. Uh, să înțeleg că adică eu, toată viața mea, cumva. Uh, mă blamam pe mine că cumva sar de la un uh, de la un hot, la, sau de la da, un job da, da, latu. da, 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 așa ca până la urmă să înțeleg că ăsta e pur și simplu specificul meu foarte curios. Sufletul meu este așa de curios că el dacă ar putea, el, ar, el ar cuprinde toate, toate, tot, tot, tot. Adică el cumva e interesat de toate lucrurile. Și mie nu mi-ajunge răbdarea asta, da? Adică eu vreau să aflu tot pentru că eu înțeleg că am un timp limitat aici și vreau și asta să cunosc, și asta, și asta. Și de fapt asta este un... Când știi, adică eu deja știind chestiile astea, eu știu cum să le integrez. Da? Adică pentru că eu cunosc și din domeniul ăsta, și din domeniul ăsta, și din domeniul ăsta. Și atunci când, noi, când eu fac consultația despre matrice, eu pot să ajut omul cu informații din mai multe aspecte. Bun, dar până să te ocupi tu de matrice, ce făceai? Că tot ai zis, dacă sari de la unul la altul, m-ai făcut curioasă. Ce meserie ai avut până acum? Sau ce hobby-uri? Sau... De, ce am făcut? Am, făcut, am am fost un om obișnuit, da? să spun. așa. <laughs> am studiile mele care le am, sunt în limbi străine. Am ales o specialitate pe care era cât de cât confortabilă părinților mei, da? Să A -a. zic așa, pentru că eu de când mă țin minte, îmi era interesantă psihologia. Dar atunci când eu, în 2009, trebuia să-mi aleg o facultate, psihologia nu era foarte dezvoltată, practic era la începuturi. E și normal că nu puteam să, eu fiind o fetiță cu minte, cum se cade, ascultătoare, nu puteam să merg împotriva părinților. Respectiv, am ales eu o facultate care să fie pe placul tuturor, să stea ei liniștiți, dar cu gândul că am să merg și după prima facultate, am să merg și am să fac facultatea de psihologie. Dar ce ai ales? Hai atâta. Limbi și literaturi străine, facultatea de limb și literaturi asta străine. Asta au vrut părinții? Nu, asta au fost cât de cât e, confortabil pentru ei. Ei au vrut foarte mult că eu să mă duc să fac ceva în domeniul economiei, contabilității, fiscului, pentru că acolo oamenii trăiesc bine. Asta da? e. Și ca și toți părinții, ei își doreau ca copilul să aibă un viitor asigurat. Eu înțelegeam că asta nu e pentru mine, pentru că matematica și toate domeniile, adică aspectul ăsta nu e pentru mine. Zic, haideți limbile străine cât de cât mi îmi place și voi o să fiți ok, eu mă duc la traducător și E ok, bun. Hai, limb bine. limbi străine e bine. Da. Și cum poți folosi limbi străine? Unde ai activat? Ca traducător? Mm. Și ce mai poți face? Uh, specialitatea mea este de traducător, uh -huh. da? Uh, dar limbile străine, pentru că am învățat engleză franceză, m-au ajutat pe parcurs în, 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 comunicare. De companii, da. A, în comunicare, Da. Unde, în comunicare, de, în domeniul în domeniul unde, am, unde am mers, unde am plecat. După asta am făcut și contabilitate, am făcut și cursuri de contabilitate. Am lucrat în calitate de recepționistă la hotel. Am studiat psihosomatică, după care am mers să fac studii la psihologia clinică. Acolo am înțeles că nu este pentru mine, și în sfârșit m-am regăsit, cred eu. Acum sunt studentă la psihopedagogie și sunt abia la început, dar simt că să acolo unde trebuie. Adică a fost așa un parcurs mai, dar cursurile care le-am făcut pentru dezvoltarea mea personală, ele sunt foarte variate, de la neurografică, matrice, meditație și așa mai departe. Adică Și ele adică, sunt cumva interconectate, adică ele nu s-ar departe una de alta. A, da, deja în domeniul ăsta extrasen Ezoteric, să-i spun, da? <laughs> da, ele sunt cumva interconectate. Ce a fost până la intrarea mea în domeniul ăsta, da, deja a fost cumva nu ceea ce îmi doream eu, dar ceea ce era impus cumva de societate, adică, așa. Cum ai aflat despre matricea energetică? Um... Ce te-a adus aici? Despre matrice energetică, eu am aflat când noi locuiam în Bali, în anul 2022, prin martie-aprilie, noi am luat cu soțul decizia că vrem să facem o schimbare și a fost o schimbare total radicală și neașteptată atât pentru noi cât și pentru toată familia noastră. Și iată fiind acolo, eu am aflat despre acest instrument. Desigur, că în primul rând am făcut cunoștință cu matricea mea. Și când am, am văzut că este, nici n-aș spune 100%, de procenti, dar un milion de procente despre mine, doar că faza era că eu practic toate energiile mele le trăiam în minus. Și atunci eu acolo am găsit răspuns la problemele mele. De ce în viața mea se întâmplă anumite lucruri? De exemplu? De exemplu, energia zilei mele de naștere, da? energia 5, eu sunt pe 5 august născută și este primul aspect care am spus că este foarte curios, da, iată, eu eram curioasă de felul meu, dar eu nu puneam în aplicare toate cunoștințele mele, asta era primul. Al doilea, eram foarte rigidă în gândire, nu eram deloc flexibilă, adică dacă eu aveam un adevăr, gata, ăsta era adevărul meu pentru tot restul vieții și eu nu acceptam nicio părere care era diferită de părerea mea. Și asta uh, foarte tare duce energia 5 în minus, adică tu ești practic blocat în, uh, limitat, foarte limitat, tu trăiești ca într-o cuciuță, iată, în, în adevărul tău. Uh, ca să înțeleg că, de fapt, energia 5 ia ca să se dezvolte, ca să primească cunoștință, ca să... Um, um, evolueze, ea are nevoie să fie cât mai flexibilă. Nu e neapărat că eu să fiu de acord cu omul acela care are alt părere decât am eu, dar cel puțin să accept că există alte păreri decât am eu. Și iată, asta m-a făcut să fiu mai deschisă și asta mi-a deschis mai, mai, multe uși, mai multe um, și cunoștințe, și experiență, foarte și multe experiențe, mai multe, probabil, Da, și opinie. oportunități. da. Eu știu că Matricea te-a ajutat și foarte mult, și în relația cu fetița ta. Da. Spunem cum era relația de până la matrice și ce s-a schimbat după ce ai aflat cum este plămădită fetița ta. Uh, M-a ajutat să înțeleg cum este ea de felul ei și să nu încerc să o schimb. Da? Uh, S să dau un exemplu ca să fiu practic, um, ea este născută pe data de 11, uh, 11 este o energie foarte activă, asta e practic uh, dublu energizer, așa îi spun eu, da? <laughs> și ea de mic într-adevăr este foarte activă. Uh, și eu aveam tendința asta să cred că nu să fie. nu așa trebuie, sau să-i spun uh, stai locului, uh, și rotește atât, da? De cumva să nu înțeleg că, că cu dânsa ceva nu e ok. Ca până la urmă să înțeleg, ăsta e felul ei de a fi. Uh, plus am înțeles de unde vin problemele ei cu somnul. Uh, ea de mică are probleme cu somnul pentru că dacă nu-i consumi energia pe parcursul zilei, uh, ea foarte greu adorme. Mm. Uh, foarte rău doarme. Uh, și respectiv asta influențează și um, Dezvoltarea ei. Pentru ea foarte mult contează regimul zilei. Iată, pentru noi, când vine vacanța, mi-e greu să-i să asigure, pentru că, dintr-o parte, vreau ca ea și să doarmă mai mult, dar, dintr-o parte, înțeleg că dacă ea doarmă mai mult, gata, regimul ei se dezechilibrează și asta cumva îi aduce un disconfort general. Da? Adică, în, însă, și să, -mi, să, -mi, să -mi înțeleg cum ea funcționează. Și de ce are ea nevoie? Am înțeles de ce este atât de, um, cum să zic, um, iubitoare sau, adică, foarte multă iubire. Are nevoie de Cere. contact tactil? Da, da, da. E, ea este în Iunie, asta este energia 6, energia iubirii și ăștia sunt copiii care um, au foarte mult nevoie de iubire poate să-ți spună de 100 de ori pe că îi iubește, că te iubesc și au nevoie ca tu să le spui tot de 100 de ori. Și anume de iubirea necondiționată. Foarte mult suferă când îi um, simt cumva că dintr-un anumit comportament, da, da când mai ales îi când îi cerți, iubirea, pentru da. că nu au făcut ceea ce ai vrut tu să facă. Da, mai ales când îi cerți pentru ei, asta este foarte um, greu de trecut peste certurile astea. Dar unde ai învățat tu să citești aceste matrice? Eu am înțeles că există un sistem care mm -hmm. o clădește, da, o face, îți dă diagrama ta care îți corespunde zilei, lunii, anul nașterii, dar cum ai învățat să o citești, să o interpretezi? Ai făcut ceva cursuri speciale, o școală, unde? Da, deci, de fapt, matricea e o diagramă, însă poți să o calculezi și de mână. Dar sunt sisteme care, sau site-uri care îți calculează automat, adică tu să nu pierzi timpul. Și tot acolo îți dă și toată informația despre tine. Doar că toată informația este în limba rusă, pentru că însă sistemul vine din Rusia și informația este din limba rusă. Respectiv, eu toată o traduc. Ce stă la baza acestei matrice? Adică, ce fel de știință? Din ce domenii? E și matematică acolo? Este ce numerologie, e? în primul Așa. rând, pentru că tot ce e legat de cifre, asta este numerologie. Uh, și sunt arcanele tarot. Uh, Matricea se bazează pe cele 22 de arcane tarot. Uh, nu are, cumva, profundă legătură cu tarou, doar folosește aceste 22 de arhetipuri ca descriere a energiilor. E zis taroș, așa m-a luat frigul, dar păi nu e asta <laughs> potriva, nu știu, credinței în Dumnezeu, pentru că din ce, ce am văzut, tu vorbești despre Dumnezeu, tu vorbești despre suflet și admiți, adică spui da? că noi suntem pe lângă carne și oase, suflete, uh -huh. um, și atunci nu se supra Dumnezeu că implicăm cărți, taroa, nu e asta mistic, nu e asta noi intrăm pe un tărâm uh, interzis, interzis sau nu? De cine? A? De cine? <laughs> interzis, de cine? <laughs> de Dumnezeu? Știi mărul acela interzis din copacul în care era șarpele? Bun, hai că să spun... Uh, dar, deci de deci ce am spus că nu prea are legătură cu tarot, că nu folosește însăși cărțile astea tarot, ah. dar folosește cele 22 de arhetipuri. Dar ce înseamnă Ce asta? înseamnă un arhetip? De exemplu, energia 3 are arhetipul împărătesei. Este arhetipul împărătesei. Ah. Da? Și Deja când tu spui că este arhetipul împărăției, parcă îți apar niște asocieri. Cam cum este această energie? Este o energie feminină, este o energie foarte um, moale, blândă. Da? Este o energie totodată um, cum să zic, de um, putere, dar este o putere blândă. Mm. Și invers, energia 4 este arhetipul împăratului. Ele ca și cum deja sunt opuse. Și iată anume acest arhetip te mm. ajută cumva să dai o descriere scurtă ca să înțelegi mai bine aceste energii. Acum că ai menționat aceste cuvinte, mi-amintesc eu de o postare în care tu ai explicat că fiecare an stă sub semnul unuia dintre arcane. Da. Și a fost foarte interesant că tu ai spus că anul 2019 a fost sub semnul spânzuratului da. și atunci a izbucnit tocmai COVID-ul și într-adevăr a secerat foarte multe vieți și eu zic, ia uite ce cumva parcă se lipește descrierea cu ce ce te gândi, adică cu, cu acele caracteristici la care te gândești când spui cuvântul spânzurat. Mi-a apărut foarte interesant că tu ai spus că anul trecut, 2023, a fost sub semnul preotesei, nu? Nu, anul 2023 a fost sub arcanul... Anul preotesei, adică arcanul preotesei, nu? Mileniul, do mileniul uh, 2000, adică mileniul 2, în care Așa? suntem noi, este sub semnul preotesei. Iar anul 2023 a fost sub energia luptătorului. Da, da? Eu mi-am notat altfel, <laughs> pentru că eu mă gândeam că... Uite ce e interesant că au început să apară în anul 2023 foarte multe informații despre uh, energie, univers, toți vorbesc despre traume, toți ceva caută, vor să se vindece, uh, constelațiile familiale iau avânt, lumea le încearcă, uh, toți cumva parcă se trezesc. Nu <gântu -i> știu, conștiința se trezește. Da. Deci, ce s-a întâmplat anul trecut? De ce trecem prin asta? De, nu a fost atât anul trecut, începutul a fost mai mult în iată, când a fost COVID-ul. Pentru că uh, anul spânzuratului sau arcana spânzuratului nu este um, doar despre faptul, adică tu ai asociat cumva că s-a cerat multe vieți, de fapt. Arcană, da, arcana sponsoratului este despre faptul de a vedea lumea altfel. Adică ah. tu ești cu picioarele în sus și cu capul în jos și te uiți la uh, lume altfel. Asta s-a întâmplat atunci când a venit uh, COVID-ul, da? adică viața noastră, noi practic am pierdut toate sporturile, nu, uh, cum zic, uh, um, ce noi ne bazam, ceea ce era stabil pentru noi, în anul acela totul s-a distrus și din cauza asta a apărut foarte mult frică, uh, a apărut uh, uh, foarte multe uh, oameni în depresie și așa mai departe. Dar de fapt asta a fost începutul schimbării. Da? Adică trebuia să se distrugă cam mai apoi să înceapă să se construiască uh, ceva nou. Uh, cred că ai auzit despre faptul că noi deja mergem spre... Uh, schimbarea spre alt nivel în general a dezvoltării Am auzit de dimensiunea a cincea că și timpul se scurge mai repede, ceea ce ne pune cumva o presiune pe noi ca noi să ne schimbăm, mai repede să ne trezim conștiința mai repede, că da. pământul nu mai poate să ne ducă, universul să ne ducă în starea asta haotică, este nevoie de o deșteptare, de o elevare Ure. a conștiinței. Deci noi trebuie să facem un salt da. în conștiință. Și anume pentru că timpul este foarte limitat, noi suntem foarte grăbiți. Da. Și de asta vin, iată, în, ultima, în ultimii ani, uh, sunt foarte dezvoltate aceste sisteme de cunoaștere, constelații, terapii și uh, așa mai departe. Adică este toate care ne ajută pe noi să uh, trecem de la un nivel la altul mai rapid. Adică, cumva, ca să ne susțină. Uh -huh. Pentru că uh, noi. Uh, ne-am îndepărtat foarte mult de sufletul nostru, să zicem, de adevăratele ale sufletului nostru, fiind în lumea asta materială foarte concentrați anume pe carieră, trebuie să ai casă, mașină, un Success. post de lucru, da, succes, neapărat toți trebuie să fie judecători, economiști și mai nu știu ce, profesiile mai scăzute deja nu prea sunt întrebate, când de fapt sensul nostru a sufletului pe pământ este cu totul alt. Adică dar care e sensul? Iată pentru ce ne-am născut noi. Uh, nu pot să-ți spun. Sau la fiecare este separat. Uh, adică vrei să ajungem la misiune, că fiecare are misiunea sa. Ok, uh, fiecare are misiunea sa, dar uh, părerea mea personală este că noi uh, în primul rând avem o misiune comună uh, de a trăi experiențe pe acest pământ, anumit ca suflet. Deja ce experiență, iată aici vine misiunea fiecăruia, da? Și uh, misiunea uh, în societatea noastră tot este foarte uh, abordată din punct de vedere așa că trebuie să faci ceva măreț, da? Trebuie să, nu știu, să urci pe Everest. <laughs> Iată, asta e misiunea, da? Dar uh, cineva are misiunea de a învăța să se iubească pe dar asta ce e? Asta sunt niște acțiuni foarte simple zi de zi care tu trebuie să le faci. Dar când te-ai uita pe lângă ce fac alții, ți-ți pare că tu nu faci suficient. Dar, de fapt, asta e experiența care sufletul tău a venit să o trăiască. Iată, el a trăit mai multe experiențe, dar asta lui nu i ajunge pentru ca să unească într-un puzzle da, de, de experiență. Și atât anume asta trebuie să faci. Dar pentru că noi avem presiunea asta pusă cumva pe noi, că asta... Asta e prostie, e prea simplu să te iubești pe tine. Da, da și vorba trebuie să nu faci numai despre ceva pentru tine, trebuie să faci ceva pentru alții, te da. gândești că trebuie să faci ceva care are un impact asupra vieților, mai multor vieți. Da, dar de fapt să te iubiești pe tine Asta are foarte mare impact asupra celorlalți Ți imaginezi cum am trăit noi Dacă da. toată lumea s-ar iubi în sfârșit S-ar iubi necondiționat pe ei înșiși Și ecologic Adică în sens nu fie un fel de iubire egoistă Pentru că foarte mulți uh, Interpretează iubirea de sine mm. uh, Greșit da? că Eu mă gândesc doar la mine uh, Și am grijă doar de mine Și de și ceilalți nu prioritate, pasă Și mai întâi să fie toate nevoile mele acoperite Dar iarăși într-un sens toxic Cum spui tu, deloc ecologic dar neglijând nevoile, și uneori manifestând chiar disrespect față de nevoile altor oameni. Știi că eu, 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 eu eu sunt prima, primul peste tot, asta e nesănătos, adică știu ce zici. Sau încă să fie așteptarea asta că și ceilalți trebuie să-mi îndeplinească mie nevoile. S exact, da? exact, când sunt datori. Înțelegi? Da. Așteptările astea că celălalt trebuie să mă facă să mă simt iubit, sau celălalt trebuie să-mi acordă atenție, mm -hmm. când de fapt iubirea de Tine, sănătoasă, ea constă în faptul că tu poți singur ție asta să ți asta să-ți oferi, da? Sau chiar dacă uh, tu ai nevoie, tu știi cum să ceri ecologic sau uh, să ceri constructiv de la celălalt, nu cumva să-l obligi. Anul 2024, cum va fi? Am ascultat eu diferiți, așa zici profeții a Instagramului, care spun că uh, este un an karmic, uh, fi și că o să culegi uh, roadele activității tale de până acum, uh -huh. uh, ale muncii tale de până acum. Um, și fie o să aduni foarte multe, adică o să trăiești în abundență, o să aduni binecuvântări, fie o să te pună la pământ pentru ca tu să schimbi ceva, să te uh -huh. schimbi tine însuți în primul rând. Uh, ce înseamnă genere an karmic? Da, este anul 2024, este sub energia 8, iar energia 8, unul din aspectele energiei 8 este karma. Uh -huh. uh, și uh, ca să-i spun mai simplu, pentru că uh, mulți pot avea un fel de rezistență în uh, fața cuvântului karma, pentru că cumva vine din, uh, nu știu, alte religii și alte, uh -huh. nu știu ce, uh, karma, de fapt, este uh, legătura cauză efect consecința. Iată, tu faci ceva și urmează neapărat o consecință, Iată, asta este karma. În 2024, într-adevăr, se vorbește despre faptul că noi o să um, trăim sau o să culegem roadele, uh, experienței noastre de până acum. Da? Dar nu este atât de um, strașnic, să -i zic eu, când înțelegi de fapt că, indiferent de cum vor fi rezultatele bune sau rele, asta este o posibilitate pentru tine de a crește. Adică, dacă tu ai această abundență despre care ai spus tu, tu îți dai seama că tu până acum ai trăit corect, da? Adică ai făcut niște lucruri corecte. Înseamnă că asta trebuie să intensifici în tine, aceste trăsături. Dacă se întâmplă ceva neplăcut, asta doar vorbește despre faptul că ceva tu nu faci corect. Și este nevoie să... Ca să nu folosim corect greșit, ca da, să zicem că pur și simplu trebuie să schimbi ceva uh, în modul tău de a gândi, de a trăi. Da, bă, adică relațiile pe care le dezvolți cu alți oameni. Da, da, da. Uh, și uh, este important anume analiza. Este importantă analiza în, în acest an. El poate fi un pic mai uh, lent de felul lui uh, și oamenii uh, îl pot percepe ca pe o stagnare. Când, de fapt, el, este mai, el o să fie mai lent, anume pentru că noi să avem timp să, să ne analizăm ce am făcut, cum am făcut, ce am obținut, și uh, ce fac eu mai departe? Cum fac eu mai departe? Uite, mi-a plăcut ceva din ceea ce am mai citit la tine. Uh, Te-ai referit la sarcina neamului. Și da. ai dat un exemplu. Că stă femeia, lucrează, 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 dar banii nu vin. Și eu, eu cred că este situația foarte multor oameni. Care este conflictul aici? Posibilă problemă. De ce nu vin banii? Dacă tu depui foarte mult efort, um, sârguință, așa, de ce nu vin? Pentru că sarcina ta este anume să nu, de exemplu, da? Da. deja depinde de energiile din matrice, da. dar să presupunem că tu, ce înseamnă să lucrezi, lucrezi, lucrezi ca să faci bani? Asta înseamnă să fii dintr-o energie masculină, da? adică este Așa. o energie a acțiunii. Pentru că bărbații sunt acei care uh, acționează cumva ca să, ca să obțină ceva, da? adică ei, dacă ne uităm pe timpuri, cum era, bărbații din peșteri se duceau la vânătoare, femeia avea grijă de peșteră, da, de cămin. Uh -huh. Exact așa și aici, adică tu cumva ieși din energia asta a realizării, să realizez, să obțin, uh, vreau, 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 vreau și mai mult. Dar asta este energia acțiunii masculină. Uh, și să presupunem că uh, tu ai venit într-un neam unde și mama ta așa a fost, și bunica ta așa a fost, și străbunica așa a fost, nu, așa au fost uh, condițiile și situațiile. Uh, respectiv, um, tu, tu ești acea persoană care trebuie să schimbi acest scenariu, pentru că totuși ești femeie, da? adică nu în zadar noi suntem un corp de femeie, pentru că avem această energie feminină care trebuie să o trebuie, cumva este natural să o manifestăm. Dar tu te duci în energia masculină și tu blochezi astfel finanțele, pentru că la tine, în anumite poziții um, importante în matrice stau anumite energii care îți vorbesc despre faptul că din contra tu ai nevoie să fii mai um, cu mai puțin control, cu mai mult încredere față de ceea ce se întâmplă. Și să faci lucrurile din plăcere, nu pentru a câștiga acești bani. Adică să schimbi scopul. Da. Și în momentul în care tu o să o faci din plăcere, să în procesul, a, fără um, ideea asta fixă că eu trebuie să primesc pentru asta bani și cât da. mai mulți cât mai mulți că eu sunt datoare, eu trebuie să întrețin, eu trebuie să rezolv sau așa. Uh -huh. Deci dacă tu oprești aceste programe, atunci și banii o să vină la tine. Corect, pentru că este o energie care um, Banii tot sunt, o, tot, tot sunt o energie, da? Exact. și m când tu o, m o blochezi oarecum prin faptul că ești foarte, foarte tensionat, ea nu poate curge prin tine, ea nu poate veni la tine. Sau tu pui prea mult presiune pe ea și ea respectiv nici cum nu poate să, m să ți ofere ceea ce de fapt ar putea să ți ofere. <gură> pentru că tu nu-i nu permiți să se manifeste, tu vrei să deții controlul asupra acestei energiei. Dar de ce, adică, ce, care ar mai fi alte scenarii sau alte tipuri de sarcini? Sarcini de neam? Da. da. Um, ele sunt foarte diferite. dați un exemplu, ca să înțelegem ce o să aflăm noi de la, din această matrice. Uh, hai să mergem pe uh, idee de exemplu, că în uh, neamul tău, de exemplu, se punea foarte mult sau cineva a deținut de exemplu puterea, dar această putere a fost folosită neconstructiv sau cumva ca să controleze pe cineva manipulativ doar în scopuri personale. Respectiv tu vii în această viață la fel cu multă energie, cu multă putere dar ea se sarcina ta este ca tu să o manifesti să creezi ceva scrieți ceva frumos care oamenilor, pe oamenii o să-i ajute. Dar dacă nu faci asta, ce o să întâmple cu tine? Cum o să decurgă viața ta? Ce blocaje apar în momentul în care tu nu faci asta? Iată, tu te-ai născut, tu zici, cu sarcina asta, ca să folosești puterea pentru a construi. Dar tu nu faci asta, sau deloc, sau atunci sarcina asta care tu nu îndeplinești, așa. adică viața ta, nu, situații pot fi foarte diferite. Nu poți să spui că poți fi așa sau așa nu, sau așa. Scenarii, scenarii sunt scenarii. foarte multe. dar câteva. evident este faptul că dacă tu nu îndeplinești sarcina asta, ea trece mai departe la următoarele generații. Nu știu cum o să trăiască, cum trăiesc eu, cum o să trăiască celelalte generații. Cum ne influențează asta? Nu știu, nu fac, nu îndeplinesc. Mare lucru, ce o să fii rezultatele sunt, e, cum să zic, nu... Tu îți primești același lucru, în primul rând. Agresivitate. O, hai să spunem da? așa, da? O să ajungi în, înapoi. relații poate abuzive, nu știu. Da, sau dacă n-ai să ajungi tu, o să ajungă copilul tău, da? În relații unde uh, el o să fie mai timid de felul lui uh, și nu o să poată să pună rezistență. Și ajunge în relații de toxice, da? Care sunt... Abuziv. Da, abuziv. Unde Asta poate fi o variantă de scenariu. A doua variantă de scenariu poate fi, nu știu, că ajungi lipsit de putere, unde ceilalți își manifestă puterea asupra ta da? și tu ești cumva supus acestei puteri din afară da? și cazi în poziția asta de victimă, de victimizare, că lumea este nedreaptă cu mine da? Uh, și respectiv din poziția asta de victimizare, multe lucruri frumoase nu prea poți crea în viață. Așa viața. este. Da. da. Bun, am înțeles chestia asta. Spune-mi, frumos, pentru ce vin copiii în viața noastră? <laughs> ei vin, în primul rând, pentru ei, da? Pentru și acele experiențe pe care au da, de trăit. Au de trăit, da. Au anumite și ei anumite sarcini, cum noi am venit în familia noastră pentru anumite sarcini, exact așa și ei. A, și într-o rând, desigur că să ne vieți pe noi, pentru că asta este nouă generație, da? Adică noi cumva suntem părinții bunei, strămoșii, sunt rădăcinile, noi tulpină și ei tot înfloresc și înfloresc și înfloresc. Uh, și respectiv, desigur că lumea este în schimbare și copiii sunt diferiți. Uh, nu mai sunt deja cei copii care uh, au fost. Dar cum se cândva? operează cu așa cuvinte precum uh, copii cristal, uh, copii curcubeu, copii indigo, uh -huh. ce e asta? Ce fel de copii se nasc? <laughs> Nu, cum, nu pot să zic că sunt foarte mari specialistă, Așa, dar am înțeleg. o părere personală. Dar în da? da. astea, oh, scuze. Că copiii sunt um, cumva caracteristicile lor uh, sunt uh, în conformitate cu ceea ce pe noi ne așteaptă. Ia yeah, da? explic. Adică ei au anumite trăsături care să ne ajute pe noi să uh, schimbăm în noi, ceea ce ne împiedică să ne acomodăm cu schimbările care au loc în lume. Bă. Da? Așa. <laughs> Ei vin niște trăsături sau abilități de care noi avem nevoie ca să trăim în lumea nouă care se formează. Altfel zis, ei sunt ca niște oameni din viitor, niște extraterestre care știu ceva despre viitor, despre care noi nu știm. De aceea noi să învățăm de la ei să preluăm aceste abilități ca să putem trăi în lumea nouă. La ce fel de lume nouă vine? Asta nimeni nu știe. Nu, că mai avansată spiritual, pentru că tot da, am pornit de evident -și cu dimensiunea a 5, așa, așa. Da, evident este, pentru mine personal, vine perioada când noi trebuie să fim mai aproape de noi și mai puțin în exterior, cu mai multă atenție în interiorul nostru mm -hmm. decât în exterior. Pentru că până acum, noi practic am fost în exterior. Noi nu, nu prea ne-am gândit chiar și să... Bun, noi nu prea știm ce se, se un om, da, de nu știu, părinții noștri, da, chiar și pe noi până, dacă o persoană care nu este în domeniul ăsta, să zic, cum tu te simți? El nu se poate să-ți răspundă, pentru că el, atenția lui toată e în exterior. Eu trebuie să dau rapoarte, eu trebuie să mă duc la lucru, eu trebuie să mai nu știu ce. Când am 5 minute libere, de exemplu, în transport, eu sunt cu nasul în telefon și toată, toată atenția noastră este în exterior. Iar copiii care vin, ei sunt uh, mai conștienți de stările lor, uh, ei sunt mai uh, focusați pe ceea ce ei simt, pe uh, cum ei simt, ceea ce le place. Ei știu foarte bine ce le place și ce nu le place. Da? Și dacă noi suntem ca părinți deschiși să um, ne orientăm după ceea ce ne spun ei nouă, atunci se creează uh, și o relație frumoasă cu copiii și noi evoluăm. Dar foarte mulți, acum s o pun, mai ales educatorii, profesori, învățătorii, da? adică toți, of, copiii de acum deja nu mai sunt așa cum au fost, da, și, um, și se plâng. Cu, da. Că ei ar fi prea vocali, că ei spun ce vor, că ei pot să nu fie de acord cu ceea mm -hmm. ce le spui. Da, da. Și cumva încearcă, iar, și, dar toți văd deja că nu mai funcționează. Toate um, um, mecanismele astea cu care am fost noi crescuți, ele nu mai funcționează. Tu nu mai poți manipula acești copii. Tu nu îi mai poți impune să facă ceva. El, dacă nu vrea, el nu o să facă. Uh, și dacă noi suntem deschiși, evoluăm și noi. Da? Dacă nu... Uh, și cred că e vorba despre a găsi cheița către fiecare copil. Și aici vreau să ajung la Limbajul Iubirii. Da. Mai ales că tu ai spus că cifra noastră, adică ziua de naștere, dictează și Limbajul Iubirii pe care noi îl avem. Ar, ar fi un mod de a înțelege. Stai, că eu. Deci am zis că tu ne poți spune care este limbajul iubirii după ziua noastră de naștere. Aia e. Că eu da. am pus întrebarea acolo pe listă. Să so, nu uit că e foarte important. Uh -huh. Și ce se întâmplă în momentul în care noi nu ascultăm acest limbaj al iubirii, nu ne ascultăm pe noi interiorul nostru și alegem parteneri după o anumită. nu știu, după o anumită listă, ca să fie așa, 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 așa neglijând nevoile noastre, limbajul nostru. Uh -huh. Deci vreau să te întreb, într-adevăr tu poți să spui, uitându-te pe matrice, care este limbajul iubirii în cazul nostru? cum iubesc eu, eu și care sunt acele limbaje, după Chapman, eu da, știu, e, sunt, da? Da, cele cinci limbaje ale iubirii. Atenția, timpul, cadourile, ce mai este, cuvintele plăcute, da, și complimentele și... grija. Și grija. Da, favorurile, serviciile. Da, oh, aia serviciile. E, că la mine copilul mai mare e cu favorurile <laughs> și serviciile, asta e foarte clar. Mm -hmm. um, deci tu poți să spui, uitându-te la matricea mea, la diagrama mea, care este limbajul iubirii? Um, eu pot să-ți spun după ziua de naștere. Um, ce, ce înseamnă ziua de naștere? Este um, cum suntem doi. Da? Ce ne place nouă? Ce energie se simte de la noi? Um, care sunt aspectele care pe noi ne încarcă? Da? Și respectiv din asta pot să deduci cam care limbaj al iubirii, îți corespunde ție. Dar, desigur că asta nu este bătut în cuie, da? Adică mai ales că noi știm chiar și din cartea lui Chapman că noi nu toți avem un singur lebanj al iubirii. Da, este unul care predomină, uh -huh. dar nu mai, noi mai putem avea și câteva. Dar putem, putem să găsim astfel de informații, da? Că, uite, mie îmi place, de exemplu, iată acest aceste gesturi și putem să găsim o explicație de ce mi îmi plac, de ce limbajul meu este, este așa. Da? da? Dar ce fel de explicație există aici? Nu, cumva îți, îți explici, e, însă și energia îți dă de înțeles de ce limbajul tău este A, eu, dat limbajul exemplu la tinge. Ta, care născut da. născut în luna iunie, apropo și eu, născut în luna iunie da. și noi avem nevoie de contactul ăsta, atenție, exprimarea iubirii și anume forma necondiționată. Și când da. ne cerți, Asta ne distanțează, da? Se rupe ceva în da. atașament. Da. Adică e, cumva se găsești um, informații diferite, adică pot să, um, cum să zic, să lipești, da? Din energiile astea care se găsesc în matrice. Eu am pus și întrebarea cum ne alegem partenerii. Am citit eu acolo ceva la subiectul cu partenerii. Dacă poți să-mi spui ce, mm. ce ne explică matricea partenerii, deci matricea ne uh, oferă uh, energiile din matrice, ne vorbesc nouă despre uh, ce partener nou ni se mm -hmm. Adică după energiile mele, cam de ce partener am eu nevoie. No, da? și cum, noi nu o să după, e bun, măritată, <laughs> dar cei care acum sunt, ne privesc și nu au încă pe nimeni, iată, eu, eu, încerc să-mi imaginez, ei își fac matricea asta așa acolo e descris cu ți trebuie așa un, un, un om mai puternic sau mai, nu știu, mai extrovert, mai, mai, Asta. Și tu nu o să umbli prin localuri, pe la biblioteci, prin teatre, să-ți cauți, iată, acel om care îți corespundă. Corect, pentru că eu când fac consultația spun nu transformați viața voastră în... Nu limitați la matrice, dar folosiți matricea ca voi să vă îmbunătățiți viața. Adică nu deveniți voi instrumentul uh -huh. matricei, dar folosiți matricea ca instrument pentru ca viața voastră să devină mai bună. Nu știu da? un exemplu, iată, am cunoscut pe cineva și se pornește, se încheie cumva o relație. Și cu ce mă ajută pe mine matricea? Ca să l înțeleg pe el cum el e făcut, Ca să cum înțelegi. eu sunt făcută, care sunt punctele comune, unde pot să iasă să scântei sau care, -i <laughs> dacă relația ajutorul. deja a fost încheiată, tu poți înțelegi ce lecții ai avut tu de învățat pentru ce tu ai întâlnit acest partener. Mm. Da? Adică ce ce ți a antrenat el ție, ce experiență ți-a oferit. Pentru că ceea ce spun eu despre ce partener îți potrivește, asta e varianta perfectă. Da? Adică, dar noi până ajungem la varianta perfectă, noi putem să trecem prin câțiva parteneri care nu ni se potrivesc. da, nu ni se potrivesc, cu care cumva se separă sau drumurile la un moment dat se, se separă. Uh, și uh, varianta asta cu partenerul perfect, uh, ea este așa că, că tu să înțelegi cam de ce tu ai nevoie într-o relație sau uh, ce ar trebui să eviți, dar noi, um, cel puțin părerea mea este că noi deseori intrăm în relații uh, mai mult din uh, nevoile noastre nesatisfăcute. Da? Mm -hmm. Deci ceea ce, ce mie este. îmi lipsește, ceea ce poate trauma mea sau cei ce... Sau ce ce nu ne-au dat părinții, da. așa cum nu ne-au iubit părinții, noi avem așteptarea ca să ne iubească la nivel inconștient, desigur, avem așteptarea ca să ne iubească în acest mod, așa cum n-am fost iubiți de către partener, doar că partenerul nu este părinte și trebuie să... Delimităm. Exact, să separăm rolurile, să fie foarte clar da, și încă și din programe și din scenarii alegem partenerii. Adică chiar ieri aveam o discuție cu o prietenă și am spune că eu când m-am căsătorit, eu aveam în cap idealul meu de om, de partener care eu vreau să am, dar eu simțeam că și, partenerul care l-a ales, adică soțul care l-a ales, el era total diferit. Eu simțeam cumva cu sufletul. Și atunci eu îi spun, zic, poate asta traumă, tu l-ai ales din traumă, da? Din ce, ce, pentru că el se mâna foarte tare cu tatăl meu. Și zic, tu l-ai ales din o uh, anumită traumă și rană care trebuia să o vindici. Dar de fapt sufletul tău, iată, altceva căuta, da? Adică ceea ce avea ea în cap era, sau um, portretul ăsta perfect al partenerului era ceea de ce sufletul ei avea nevoie, dar uh, pentru ca uh, să treacă anumite uh, lecții și ca să vindece anumite răni, uh, trebuia să, să, să se căsătorească cu un astfel de partener. În încheiere, cum poate pe minimat aceasta totuși să mă ajute să îmi îmbunătățesc viața? Um, în primul rând, tu înțelegi um, punctele asupra, la cărora, asupra cărora ai de lucrat. Da? Cum eu mi-am înțeles că toate energiile mele sunt în minus, treptat, treptat am început am început câte o energie, câte o energie să o uh, scot în plus, da? să întreprind anumite acțiuni, anumiți pași, ca uh, viața ta să ia o altă întorsătură. Pentru că noi, de fapt, avem mai multe linii ale vieții. Și uh, în funcție de decizia care eu o iau acum, depinde pe ce linie a vieții eu merg. Da? Dacă am să, am să merg pe, dacă avea să continui să fiu limitată, da? de exemplu, în gândire, nu avea să cunosc informația asta despre mine. Că eu, de fapt, trebuie să fiu cât mai deschisă și să accept părerile altora. Eu nu cred că eu avea să ajung să cunosc atât de multă informație, atât de mulți oameni cu diferite viziuni care să-mi ofere mie foarte multă informație nouă care mie mi-este interesantă. Adică eu vreau să rămân în cuciuța mea blocată, da? Cam asta este, adică tu înțelegi asupra căror aspecte tu ai de lucrat. Da, și vrea ceva concret, dar ceva pentru mine ai scris acolo? Nu? Nu. N-ai scris, n-ai venit cu nimic. Nu. Să fi luat așa un caz practic și să vedem ce poți încă să mai iei atât din matricea asta ca să îți dea putere să nu știu, și să te schimbi și. Să... Iată, să îmbunătățești viața, exact. Eu, eu tot mă învârt în jur, mi-a plăcut așa de tare cum ai spus asta, să ți îmbunătățești viața. Ce nu știm noi și putem să aflăm noi? Cum o să fim noi mai buni? Mm -hmm. Bă. Bun, pot să-ți să chiar iarăși exemplul meu, da? Adică da. știind hai că am vorbit despre energia 5, acum hai să vorbesc despre energia 8 că eu am energia 8 în uh, matricea mea uh, și eu uh, prin această energie am înțeles care este acel aspect care mă ajută pe mine uh, să mă reconectez cu mine, oh. da? Uh, și pentru mine, pentru energia 8, în primul rând este meditația da? Și uh, meditația care eu am aflat-o în bale când eram și care o practic este colacul meu de salvare. Adică eu știu că în orice situație dificilă, asta e ceea ce pe mine mă ajută să mă uh, reîntorc la sau cu atenția în interiorul meu, da? Hai, de exemplu, să luăm energie nouă, știind uh, um, aspectul că, uh, iată, energia nouă poate să aibă această dublă um, necesitate să fie în societate, da, printre oameni, iar apoi poți să ai nevoie să stea singur. Și desu ori oamenii cu care în consultație îl crezi, eu nu pot să înțeleg ce am eu nevoie. Dar, de fapt, energia, are, uh, energia nouă are nevoie și de una și de alta. Tu simțind că, uite, acum mi-i trebuie să mă retrag, tu știi că asta e necesitatea ta și tu spui, uh, închizi toate ușile, uh, renunți la toate petrecerile, și știi că acum e perioada când tu ești în conexiune cu tine. Și, din contra, când simți necesitatea asta de a comunica cu oamenii, deja accept toate uh, invitațiile la petreceri. Matricea oferă răspunsuri pentru o perioadă anume sau pentru întreaga viață, adică este ca o hartă după care tu te ghidezi cu niște principii generale. Și pentru tot restul vieții. Adică o faci o singură dată? O singură dată, da. Este matrice, toată informația este, tu o folosești toată viața. Și de fiecare dată când revii, de fiecare dată parcă o descoperi din nou. Pentru că acum, la moment, eu am de lucrat asupra unui aspect și mie mi-atrage atenția numai informația asta. După ce eu lucrez asupra acestui aspect, eu iarăși revin și da, cum mi-a scăpat această informație, da? Dar pur și simplu, mintea ta nu era focusat pe asta, tu aveai asupra la altceva ce să lucrezi. Și tu deja găsești alte um, recomandări care poți să le implementezi în uh, viața ta și să faci uh, schimbările. Cum și-au schimbat oamenii viața după consultațiile cu tine? Hai ceva să ne dai un exemplu? Uh țin minte, prima ce mi-a venit, țin minte că am avut consultația cu matricea copilului și copilul era născut în luna decembrie, adică avea energia 12. Și eu dar energia 12 am spus că este care cu, cu capul în jos, da? adică spânzuratului, care vede lumea diferit. Și sunt persoane foarte creative și uh, fac lucrurile diferit. Și asta este punctul lor foarte, asta de fapt ceea ce evidențează și ăștia sunt, sunt acele persoane care inventează lucruri noi, dacă le dai voie să-și manifeste viziunea. Uh, și țin minte că uh, peste o perioadă oarecare, mică mi-a mi scris că uh, eu deja mă uit la, dân, la copil, uh, înțelegând că ăsta e felul ei și, din contra, chiar valorificând acest aspect al ei, că face lucrurile diferit. Nu vreau să mai fac așa cum fac toți, de exemplu, dacă toți lipesc, uh, nu știu pun cleiul pe foaie și apoi lipesc, al meu pune cleiul pe disen și apoi lipește pe foaie. Da? Adică e diferit. Și ea cumva era foarte um, um, cum zic, înc înc încântată de faptul că și copilul parcă a devenit mai liniștit, pentru că ea era liniștită, că cu copilul meu totul e ok. Asta pur și simplu este specificul ei. Hmm. Asta e ceea ce mi-a ce venit acum să o acceptare Îți explică această matrice Din cât te înțeleg eu Cum ești tu construit Și îți dă această siguranță Că e bine așa Chiar da. dacă tu ești total diferit De cei din jurul tău da. Și te ajută pe tine să te accepti Și apoi dacă... Să-i și pe cei din jur, dacă afli care este matricea partenerului, matricea copiilor și așa mai Înțelegi departe. De ce. Înțelegi de ce? Înțelegi ei sunt așa. Da, asta m-a ajutat pe mine să înțeleg, de exemplu, soțul meu are foarte mult din nou în matrice și noi suntem împreună de foarte mulți ani, aveam 16 ani. Și întotdeauna aveam perioade când el parcă se retrăgea adică avea nevoie să fii singur. Pentru mine asta, eu fiind cu necesitatea de iubire, da, cu trauma mea a iubirii, uh, pentru mine asta era foarte dureros. Eu aveam mic abandon, că trădare, el, da, că el pe mine nu mă mai iubește, adică ceva s-a întâmplat în relația noastră. Când eu am făcut cunoștință cu matricea, am văzut cât din nou are și că de fapt asta este felul lui de a fi, uh, eu uh, sunt foarte Calmă, când văd că el se retrage, eu știu că asta este um... o perioadă, o fază, nu va dura mult care din contra încă o să-i dea forță și o să fie încă mai bine decât o fost. Da? Chiar mai iubitor și mai grijuliu, mai atent și la nevoile tale. Da, și eu stau liniștită, mă ocup de treburile mele pentru că asta este necesitatea el lui. El a intrat în hibernare, cum ar <laughs> veni. <laughs> eu spun că el se retrage în peșteră. <laughs> se retrage în peșteră. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Cu Sper drag. să fie utilă și pentru ceilalți. Și pe voi vă invit să ne urmăriți în continuare, să apreciați, să lăsați comentarii, păreri dacă ați făcut și voi această matrice energetică sau așa zis matrice a destinului, să ne spuneți și nou în comentarii cum v-a influențat viața, ce schimbări s-au produs în viața voastră. Sunt chiar foarte curioasă. Iar eu și alți invitați vă așteptăm în celelalte episoade să veniți neapărat. Pa, pa! 1 plus 1 este egal cu 3. Un podcast în care vorbim cu sinceritate despre familie și despre rolul de părinte.